Dragi mei mici, bună ziua și bine ați venit astăzi alături de mine, Larisa Tutunaru, la lecția ta de sănătate. Așa cum noi obișnuim, vă invităm să fiți alături de noi, de revista Odoraș, organizatorii acestor live-uri și vă aducem teme bune, teme pe care vă prind bine atunci când apare o problemă sau atunci când este necesitatea ca să fiți bine informate. Și iată, astăzi noi ne-am zis să discutăm despre o temă bună pentru mămicile care, da, orice femeie își dorește să devină însărcinată, doamna doctor, și vreau să vă prezint și pe invitata mea de astăzi, este doamna Natalia Sclipus, medic ginecolog obstetrician, Spitalul Internațional MedPark, și cu dumneei vom discuta astăzi despre planul pentru travaliu și naștere. O temă binevenită, să zic, pentru voi, dragi mămici. Dar până începem discuția și trecem la subiect, vă îndemn ca voi, acele care stați și urmăriți lecția de sănătate, să distribuiți acest link cu live-ul nostru pe pagina voastră de Facebook, dar și acolo unde stați voi în grupurile voastre, în cel puțin 5 grupuri, ca mai multă lume să fie informată și să fie pregătite pentru niște situații care poate să apară. Noi știm din start că e bine când un om este informat și bine se descurcă pe moment. Deci vă rog, distribuiți acest link al live-ului și veți fi premiate cu un cadou de la revista Odoraș. Deci, doamnă doctor, haideți să începem și discursul nostru și să vedem ce le-am pregătit noi azi, ce lecții de sănătate le-am pregătit pentru mămici. Vă rog! Bună ziua, zic și eu, mulțumim pentru invitație și uite, fiind în topul temei, discuții de teme bune sau lecții bune de sănătate, ne-am gândit noi să venim către fiecare din voi cu așa numitul plan de naștere, plan de travaliu. Adică este deja, nu pot să zici că este ceva nou, că este ceva care vin eu pentru prima oară, probabil să vă zic. Este un plan care fiecare dintre dumneavoastră probabil deja are în cap, dar încă nu s-a gândit că el este, poate fi binevenit și folosit atunci când deja o să veniți la noi. Haideți să descurcăm tot. Ce înseamnă un plan de naștere? Un plan de naștere îl poate face o femeie chiar din prima zi când a realizat că este gravidă sau deja fiind în ultima 100 de metri, adică în trimestrul 3 de sarcină. Noi chemăm femeile ca ele să vină cu un plan de naștere de acasă, cu niște întrebări, cu niște idei, pentru că toate dintre dumneavoastră se documentează atât din sursele net, cât și din fiecare dintre dumneavoastră, poate dintr-o experiență anterioară sau din experiența unei prietene, a sora dumneavoastră v-a povestit câte ceva. Și uite, dumneavoastră stați cu o mulțime de întrebări și nu știți ce să faceți cu ele. Noi vă sugerăm toate așa să le puneți fir la păr una lângă alta, ca când veniți la noi, noi să vă zicem ce înseamnă un plan de naștere, pentru că planul de naștere nu este o schemă, nu este un scenariu bine bătut în cuie și uite, am venit, am făcut pasul 1, 2, 10, m-am descurcat și am plecat acasă. Un plan de naștere este un machet al ceva ce urmează să se întâmple. Nașterea, în esență, este un proces biologic, un proces gândit de mama natură. Din motivul ăsta și nu poate fi un scenariu bine punctat și bătut în cuie până exact, la urmă. Da, da. Ceea ce a inventat natura mai frumos și mai bine nu poate fi. Noi, omul, doar urmăm pașii ăștia și cu cât mai bine noi urmăm pașii naturii, cu atât mai bine ne reușește să facem față tuturor încercărilor care vin în naștere. De ce zic încercare? Pentru că nașterea, în esență, nu este un drum atât de lin, atât de drept. Este cu urcușuri, cu coborâșuri. Prima etapă este ca să ajungem la un termen final de sarcină, adică să ne vedem la 37 de săptămâni, termen matur atunci când putem zice bebelușul bun venit pe lume, că este matur, că este binevenit cu o greutate acceptabilă și mămica fără stresuri. Când ar trebui fiecare din voi să gândiți să veniți la noi cu planul? Că multe din femei adresează întrebările astea și ele una altea și le mai dau și nouă. Le zicem noi că între 35-37 de săptămâni de sarcină, adică pe final de trimestru 3, deja femeia ar trebui să aibă în cap o schiță deja despre naștere. De ce zicem noi o schiță? Și în mare parte eu la cabinet le spun, uite, discutăm despre naștere atunci când o graviduță îmi zice la 14 săptămâni, dar cum vom naște noi? Și zic, noi să naștem bine și frumos, doar discuția asta o amânăm pentru 35 de săptămâni. De ce 35 de săptămâni și nu până la 35? Ca să intrăm într-un travaliu fiziologic, avem și noi nevoie de niște condiții. Da? Una din primele condiții este să fie îndeplinit de către fătul, bebelușul
în așteptare, să aibă o așezare craniană, adică să stea cu căpșonul jos, să aibă o greutate acceptabilă, constituție feminine și din partea mamei să nu avem contraindicații absolute pentru a intra într-o naștere vaginală. Și uite, de aici începem și noi să discutăm cu femeia pas cu pas cam ce ar urma, ce ar trebui să se aștepte atunci când o să vină în sala de naștere, fiind deja bine clasată, cutia este eligibilă pentru travaliu fiziologic și nu necesită o intervenție chirurgicală pentru a finisa travaliul printr-o altă modalitate. Așa. Deci, din câte am înțeles eu și de câte îmi dau seama și urmăresc și eu rețelele de socializare, multe mai mici deja își fac planurile de travaliu și vin la dumneavoastră. Atunci când ajung la dumneavoastră, ele trebuie să știe că, oricum, travaliu se presupune o durere, da? Da. Haideți să vedem cum noi putem să controlăm această durere în travaliu. Adică, e posibil, doamna doctor? Sigur că este posibil. Asta și este o luptă între așteptare și realitate. Cea mai neplăcută, cea mai cu amprentă negativă așteptare din partea oricărei graviduțe este că urmează să nasc și eu voi trece printr-o durere. Durere de la suportabilă până presupune la insuportabilă, pentru că pe majoritatea femeilor când le întreb în cabinet, când le zic, uite, am așa o frică, și eu le zic, dar care e frica cea mai mare? Și să zicem că 99% o zic că este durerea. Cele care într-un procent au alte frici decât durerea, sunt mame cu experiență anterioară și nu vor să o repete cumva. Uh-huh. Iar pentru ele durerea deja este o frică depășită. Dar în esență, mai ales o femeie la prima naștere, cea mai mare așteptare și cea mai mare frică pe care ea o are despre naștere rămâne a fi durerea. Le zicem noi să nu se teamă de durere, căci oricum travaliul este însoțit de durere. Cu toate metodele care sunt la moment prezente în medicina contemporană, oricum o femeie va încerca durere. De ce? Din simplu motiv că însuși nașterea, travaliul debutează din start prin durere. Chiar până ajunge la noi, până ajunge la maternitate, până este internată, ea deja trece una, două ore prin durere. Le zic eu și le îndemn pe fiecare din mame să nu se teamă de durerea asta, să o primească cu emoții pozitive, realizând că fiecare contracție dureroasă o face cu un pas mai aproape de mult așteptată întâlnirea cu bebelușul dânseia. Asta nu este o durere de boală, asta nu este o durere care te compromite prin ceva, este o durere fizică, dar cu un impact psihoemoțional extrem de pozitiv, care urmează un drum lin frumos spre expoziția aceea de emoții când ea se va întâlni cu bebelușul. Din metode simple care le sugerăm noi fetelor și le zicem și parcursul sarcinii, să meargă la sală yoga, să facă exerciții de respirație, că asta este cea mai simplă, cea mai ușor de practicat și de realizat de către o femeie, respirația corectă, să se învețe să inspire adânc frumos și să expire la fel de lung. Oxigenarea bună a țesuturilor face ca organismul femeii să tolereze inițial mai ușor durerea. Nu dispare definitiv, desigur, dar oricum este tolerată mult mai ușor. Dacă este prezent partenerul în sala de naștere, ceea ce în condiții actuale nu o putem asigura, din păcate, dar suntem noi care vă suntem alături, este moașa, se fac masajul pe spate, așa, în zona șalelor, cum zicem noi, dar și masajul ăsta tot ajută și are beneficiul său, relaxează femeia. Din metode nemedicamentoase și le îndemnăm pe fiecare doamnă să sară pe mingea asta mare de sală de sport și dacă mai stă mingea asta și sub un duș, sub apă curgătoare, concomitente, femeia se simte relativ bine, își relaxează bine corpul și respiră, uite, toate astea în tandem o fac ca ea să treacă mult mai ușor peste durerea aceasta. Dar, oricum, nu putem să zicem că astea sunt toate, pentru că avem metodele noastre medicamentoase. Asta am vrut să vă adresez și, eu, dacă sunt. Da. Și uite aici să venim, poate zic eu, undeva o să discutăm, unele femei vin cu un plan de naștere când niciun medicament să nu fie folosit în naștere, așa, că vreau plan de medicamentalizat total, că vreau doar fiziologic și de mine să nu se atingă niciun preparat, nici o injecțiuță, nimic. Le zicem noi că analgezia în naștere, cu ea este numită analgezie, nu este anestezie, este analgezie. Analgezia este metoda de a scoate durerea pe parcursul nașterii fiziologice. Anestezia este metoda de a scoate durerea în timpul unui act chirurgical, da? Uh-huh. Păi noi facem analgezia. Fiecare dintre dumneavoastră, citind, răsfoind surse, veți găsi o ca peridurală, epidurală, locoregională, până la urmă depinde din ce sursă vine, este una și aceeași.
se face când? Se face atunci când o solicită o mamă, o femeie în naștere, da? Nu suntem noi cei care o obligăm, nu suntem noi cei care zicem că, uite, 100% trebuie să o facem, dar noi suntem cei care vă promovăm și pe locuri chiar vă rugăm să o folosiți atâta timp cât ea este și atâta timp cât puteți beneficia de ea. De ce? Este inofensivă vis-a-vis de bebeluș. Este prioritatea numărul 1. Prioritatea numărul 2 este că, făcându-ți acum peridurala, analgezia intravaliu, până nu finisează nașterea, durere nu va mai fi. Vor mai fi senzații neplăcute, senzații stranii, chiar ciudate pe alocuri, dar femeia nu va mai percepe durere. Noi ca doctori obstetricieni și eu care am venit acum să vă zic, de ce preferăm analgezia periturală în travaliu atunci când femeia normal o acceptă? Da. Din simplu motiv că ea nouă ne ușurează împreună cu femeia să luăm niște decizii atunci când trebuie să fie nițel mai pripite. Uite, atunci când mergi în travaliu fiziologic, dilatarea colului merge bine, mersi, bebelușul simte bine, mizăm pe travaliu fiziologic, asta este postulatul numărul 1 al nostru, al echipei, mai ales pe care o reprezint eu, să naștem fiziologic, vaginal, frumos, da? Dar orice naștere, oricare femeie, pășim pragul sălii de naștere, deci, cam stă la răspânte, sau fac față nașterii fiziologice, sau din diferite condiții trec într-o naștere intervenționistă, operația cezariană de urgență, care nimeni de noi nu poate exclude la nicio femeie, fiind de la prima naștere, fiind de la o naștere repetată. De ce? Diverse condiții. Haideți să enumărăm puțin, să vedem. Se compromite bebelușul și așa, el cere ajutor, cere scos acum. El nu poate să suporte un travaliu de o oră, două. Că nu merge dilatarea de coluterin la așa, femeie. Așa, doi poate să fie un caz, că, da. Uh-huh. Că, uite, a intervenit unele din complicațiile noastre obstetricale mai puțin plăcute, prolabări de cordon, decolări de placentă. Și atunci când noi deja avem instalat blocul anestetic, doar ne schimbăm locația și în 2 minute 3 putem face incizia și extragem bebelușul. Uh-huh. Adică, având deja o peridurală montată, instalată, da, nu mai pierdem timpul pentru a o face pe masa de operație. Deja o avem, deja ne putem permite luxul de a face incizia și de a aduce pe lume bebelușul. Adică asta a fost o incursiune despre analgezie și ceea ce am discutat noi la capitolul așteptări versus realitate. Vă așteptați că o să doară tare, dar în realitate, în sala de naștere, chiar nu doare așa de tare. Atunci, pe moment, da, nu doare. Nu doare. Da. Și chiar dacă și nu o să faceți peridurală toate din voi 100%, oricum nu o să doară atât de tare, pentru că impactul emoțional și întâlnirea cu bebelușul care urmează și plasarea la sân șterge ca un burețel toată durerea asta, sunt lacrimi de bucurie, sunt lacrimi de fericire, sunt emoții pozitive și femeia nu mai percepe cu așa intensitate durerea, chiar o percep că a fost mult mai ușor decât am crezut eu. De la mulți femei. Da, așa se întâmplă. Asta este realitatea. Frici băgate, da, așa undeva dânc în mândruva oaselor, dar în sala de naștere mulți femei spun că a fost mult mai ușor decât am crezut eu până la urmă. Dar cum să le ajutăm pe mămicile noastre să nu aibă frica asta? Știți că este foarte mare influența mediului în cujurării, că uite, nașterea este ceva foarte dureros. Cum noi să le ajutăm pe mămicile astea? Cum să depășească ele, să aibă încredere mai mult în sine și să nu vină cu frica asta? Să vină să discute și cu noi, în primul rând. Cel mai important, probabil, este momentul de a discuta cu medicul tău și atunci îți insuflă mare, mare încredere. Sigur. Atunci când ai frici multe, atunci când nu știi ce să faci cu avalanșa asta de emoții, cel mai bine ar fi să faci o programare, să mergi la medicul care urmează să naști, că așa privind-vă ambii ochi în ochi, în raport cu situația concretă, a dumneavoastră individuală, nu cu vecina sau cu prietena, dar eu ca om, ca sufletel individual, discut am cu nevoie, doctorul exact, da. Și uite, când obțineți feedback-ul ăsta pozitiv de comunicare între voi, atunci când este încrederea asta deosebită între voi și atunci când îți zdruncină câte o frică una după alta, femeia mult mai ușor îți treacă peste încercarea asta. Așa, doamna doctor, a intervenit o întrebare de la mămicile noastre care ne urmăresc. Chiar mulțumim, da, chiar așa, uitați-vă, o mămică întreabă, până în ce etapa travaliului poate fi efectuată epidurală?
Știți, asta a fost sau în iar timp e, o da. Discuție destul de interesantă. Când avem voie să o facem și dar când știți nu că mai vin așa avem. Întrebări, sigur, vin așa și întrebări și e bine ca noi să, da, să uite, explicăm. Pentru că era foarte mult timp gândită ideea că până nu treci femeia așa 4-5 ore de contracte, până nu are 4-5 cm de latare, să nu se facă analgezie peridurală. Cred că dacă mă ascultă vreun coleg anesteziolog o să se bucure și o să zică că slavă Domnul cineva tot și o spune așa pe larg, că nu există indicații concrete când avem voie să facem o peridurală, ca situație medicală. Când femeia dorește, când ea zice că uite până aici am mers ostașul, nu mai pot să rap cuții, chiar doare de-a binele. Și o facem la orice dilatare a colului uterin. De ce la orice dilatare? Chiar până sub 9 cm putem beneficia de analgezie în locul regional. De ce? Pentru că până în 6-7 cm se dă preferință analgeziei peridurale. Atunci când depășim nițel 7-8 cm se face analgezia spinală. Diferența în esență este doar de un spațiu de corp vertebral, dar are un plus pe lângă peridurală, că se instalează în 3-5 minute blocul anestetic, doar că durata este mai scurtă, avem în jur de 2 ore la dispoziție ca să finisăm nașterea și cam asta și se întâmplă. După 8-9 cm, cam în 2 ore alea vine și uite, din ăsta motiv, femeia la orice dilatare poate beneficia de peridurală fără a avea frici, fără a gândi că, Doamne, n-am reușit, am scăpat și momentul am scăpat de aur da. Și uite, n-o să reușesc să beneficie. Așa, să fiți curajoase și să fiți calme, puteți să o beneficiați la orice dilatare, doar atâta timp cât o să o cereți. Să nu țineți informația în voi și să zici, păi, aș fi vrut. Da, mai și bine, nu... spuneți-o, uite, eu vreau cu periturală să nasc, eu vreau cu analgezie să nasc. Spuneți-vă dorințele în glas, că atunci când îți pui dorințele în glas, vei primi feedback, vei primi informații și îți vei alege și metoda. Da, da, care exact. Care poți beneficia până la urmă și vei rămâne satisfăcut până la urmă și presupun eu cu dorința de a mai reveni. Pentru un exact, dar el vine, noi știm de experiențele noastre că vine. Uitați-vă încă o întrebare a permenit de la o mămică. În ce situații este interzisă epidurala? Sunt și așa cazuri când noi nu putem. Cea mai știți cum zicem noi doctorii, că prima indicație către peridurală este dorința femeii, prima contraindicație către peridurală este refuzul categoric al femeii. Așa. Da? Când totuși un medic zice că uite, nu o să facem peridurala, de fel. Atunci când deja bebelușul este în plan de ieșire, atunci când deja, vrem, că nu vrem, chiar nu mai reușim, nici fizic, dar în următoarele 20-30 minute deja bebelul va fi pe burtă și nu mai este cazul și chiar nu se reușește. Dar sunt condițiile medicale, uite, în zona respectivă, acolo unde trebuie să facă puncția medicul anesteziolog, este un proces inflamator, așa. Urâțel. Atunci când este o condiție de sănătate din partea femeii, atunci când sunt dereglări de statică, atunci când femeia are unele probleme de sănătate la nivel de coloană vertebrală, post-traumatice sau problema de sănătate cronică, îi zicem prima să meargă după ce a ieșit de la noi să facă o consultație la medicul anesteziolog, pentru că astea sunt niște contraindicații relative, dar anesteziologul, văzându-i investigațiile anterioare, da, da. Consultându-o chiar în mod fizic și văzând problema ei nemijlocit reală, o să-i dea opțiunile în raport cu situația dânsei și o să-i poată oferi o metodă de ajutor. Pentru că, până la urmă, anestezia generală a fost tare constrânsă de pe piață, da, în medicină, da. Mai ales în obstetrică, chiar nu prea da. Așa are locul să fie. Beneficiază majoritatea femeilor de locul regional, indiferent de multe condiții, că mult timp a fost vehiculat și obezitatea morbidă, adică excesul de greutate era una din condițiile care au plasat femeie mai mult în capitolul general decât locul regional. La moment cu maestria anesteziologilor, slavă Domnului, este bine, mersi, și noi putem fi în contact cu femeia. Cel mai frumos e când femeia chiar și în timpul cezăreni și aude pe beluș, cum s-a născut pe lume și plânge. Da. Și ea este parte componentă a echipei, se percepe. Așa, haideți că acum vă adresez niște întrebări care parvin de la mămici și da, mergem da. În continuare, ajungem și la naștere, doamnă da. Doctor, da, am vorbit. Așa, este o întrebare, haideți să vedem, ce simte o femeie care are o anestezie epidurală și cum se aplică? Ce simte ea în momentul cealaltă? Adică... În momentul aplicării? Da. Uite, haideți să zicem că femeia ne spune nou, am examinatul noi obstetrical și zicem da. Că dacă dumneavoastră doriți, ca de obicei cam așa se întâmplă. Că uite, dacă sunteți dispuse către o analgezie, acum ar fi momentul
Și noi invităm medicul anesteziolog în sala de naștere. Normal, medicul anesteziolog încă o dată o să discute cu femeia, chiar dacă deja discuții. Înainte de a merge în sala de naștere. Da. Cum o să îi adresezi iarăși un șir de întrebări despre unde probleme de sănătate suportate anterior, despre cum a evoluat sarcina, despre ultimele teste de laborator care le-a făcut în momentul internării sau preconcepțional. Și o să-i explice încă o dată în detalii cum are loc procedura. Procedura, în esență, nu este dureroasă. Le zic eu la femei că mai tare decât contracția uterină, cu siguranță nu doare. Este, să zicem, nițel, femeia poate simte un disconfort că este prinsă la ideea să stea culcată pe o parte, cel mai frecvent în partea stângă, să stea culcat pe o parte, ca medicul anesteziolog să poată lucra la spatele dânsea, în timpul când se montează peridurala, femeia în esență durere nu simte, simte mai mult niște apăsări așa unde doctorul își prelucrează câmpul și montează cateterul peridural, dar în esență femeia nu percepe durere atunci când are loc instalarea blocului anestetic. Ce o să simtă pe urmă? Că în următoarele 15-20 de minute, fiecare contracție, femeia subiectivă o să o perceapă mult mai scurtă, mai puțin dureroasă, încep să fie piciorușile nițel moi, adică ea nu mai poate fi atât de forțoasă. Da, da. Și pe locuri, chiar nițel, noi sugerăm să tragă un puișor de somn, când că urmează să durează bebelușul și durează. Și îi sugerăm să se odihnească. Dacă nu vrea să se odihnească, le oferim un ceai. Bine, da, iată, mămica ar putea să se plimbe un pic până se termină, da? Așa. Sunt tehnici atunci când femeia stă culcată, sunt tehnicile pe pompă atunci când femeia se plimbă și ea singură își dirigează pompa, analgezia în raport cu senzația ei subiectivă, sau și atunci când ea este culcată, cu de-a vrut să odihnească nițel, noi tot avem șansa de a lucra cu viteza de administrare în raport și cu situația obstetricală, în raport cât mai aproape deja suntem de momentul nașterii propriu zise și cu senzațiile femeii, noi putem să ridicăm nițel viteza de percuție atunci când femeia zice că parcă aș simți dureri, dar vedem noi că suntem încă departe, sau viceversa, când deja suntem chiar aproape. De binele, micșorăm nițel viteza ca femeia să perceapă ușor. Ea nu mai percepe cu acea intensitate. Adică la început, da. Ea percepe ușor și își poate dirija organismul, poate fi în contact cu noi, cu bebeluș, poate munci și aduc pe lume copilașul. Bine, mulțumesc, doamna doctor. Uitați-vă, spuneți-mi, vă rog, să zicem că prima naștere, prima perioadă de travaliu sau este dureros, este anevoios. Spuneți-mi, vă rog, la a doua, la a treia naștere, exact este aceeași senzație sau sunt diferite? Știți, aceeași femeie naște 3-4 copii și atunci și sarcina diferit și naște diferit. În mare parte, a doua naștere și mai sus sunt mai scurte ca timp, sunt nițel mai lejeri, anume perioada a doua naștere, perioada de expulzie, pentru că ele de naștere deja sunt pregătite, au făcut odată față efortului și la moment se descurcă mai ușor. Dar nu putem numi că doare mai puțin pe locuri, unele femei percep nașterea a doua și mai sus mai dureroase. De ce? Nașterea întâia este o naștere mai lungă în esență. Este o naștere care începe cu contracții ca la carte, câte una și organismul se adaptează la durerea asta în creștere. Nașterea a doua parcă nu prea și încep una după alta contracții și femeia le percepe subiectiv mult mai dureroase, chiar dacă a fost se mai repetă, scurtă, dar frecvența și intensitatea este nițel mai înaltă și femeia o percepe mai dureroasă. Și atât dacă la prima naștere la o femeie poate să gândească despre peridural pentru mai mult timp, noi zicem că uite, când o să vreți, atunci o facem. A doua naștere și mai sus le spunem că uite, cam maxim într-o oră ar fi cazul să o facem, că pe urmă avem șansa să nu prea reușim să o facem și nu o să reușiți să o beneficiați și să o savurați în plină evaluare. Așa, mulțumesc. Doamna doctor, o mămică ne întreabă, pierderea dopului de mucus înseamnă că mama este oficial în travaliu? Nu. Pierderea dopului de mucus înseamnă că o gravituță se aliniază pe ultima sută de metri, adică ea deja, noi o considerăm coaptă biologic și ea în orice zi ar putea
veni în sala de naștere. Adică o femeie poate să acuze că după ce la tinus de dimineață a început să se cam elimine și până seara este în sala de naștere, unele femei se prind la ideea că au scurge de dop mucos și trei până la 10 zile și le alea încă tot stă bine, mersi și încă nu vine pe lume. Adică asta este un semn de coacere biologică a organismului pentru nașterea care urmează. Așa, spuneți-mi, vă rog, a venit momentul, o naștere naturală, la timp, e bine, dar sunt și cazuri când vine o naștere mai târziu, doamnă doctor, da? Adică în termen mai mare. Ce consecințe noi putem să avem atunci când noi nu ascultăm de medici sau din alte motive este mai târziu nașterea? Care sunt consecințele? Ca mămicile să știe. Dar până la urmă, la toate femeile le spunem noi că un travaliu fiziologic, o naștere vaginală, debutează între 37 și 42 săptămâni, da? Dacă e să luăm conform protocolului. Dacă e să luăm conform protocolului de inducere a travaliului, da, atunci când vedem tendința asta către suprapurtare, la, cum în protocol se spune că la 40 de săptămâni nu se induce un travaliu, fără argumente medicale. Da, da. De ce? Pentru că beneficiul, când pui pe balanță beneficiul inducerii sau beneficiul monitorizării, sunt la egal. Adică beneficiul supravegherii net prevalează și nu inducem. Am ajuns la 41 săptămâni, așa, iată aici se cam egalează și ar fi bine deja să gândim ce facem. Ce facem, da? Și ce facem noi aici? La femeile sugerăm, în raport cu ultimul examen ecografic, când a fost el făcut, când am văzut în 41 săptămâni, le sugerăm graviduțelor să facă un examen ecografic. De ce? Să apreciem încă o dată greutatea probabilă a bebelușului. Să apreciem prezența, absența circularului de cordon, care, deschidem așa o paranteză, pe majoritatea gravidilor le sperie, dar noi vă îndemnăm să nu vă speriați. Circularea de cordon umbilical în jurul gâtului este o situație medicală concret la moment găsită la examen ecografic. Dimineața o găsești la ecografie, naște femeia seara și pe toată nașterea cu frică. Doamna doctor, nu uitați că eu am circular de cordon, repetă sărmana într-una și bebe se naște fără circular. Sau femeia zice că parcă n-am avut circular, n-am avut nimic, tot bine și vin și o naște două circulări. De asta să nu vă sperieți, să nu gândiți că, uite, ar fi poate mai bine să beneficiez de o cezareană din motiv că am circulară și am frici vis-a-vis de cum se va naște bebelușul. Nu. Circularea de cordon este o situație concretă, mai ales în condițiile monitorizării continue a femeii, când noi ascultăm non-stop bebeluș cum se simte și femeia, frici, motive de a vă îngrijora chiar nu trebuie să aveți. Și revenim, făcând iată ecografia asta la 41 săptămâni, îi mai dăm femeii răgaz un 3-4 zile ca poate se coace biologic, ea se formează dominanta de naștere, debutează travaliul fiziologic, da? Pentru că până în 42 săptămâni, deja acolo 100% se pune întrebarea despre inducerea travaliului. Și aici fiecare femeie este abordată individual, care ar fi metoda de inducere în raport cu situația obstetricală, cu greutatea probabilă a bebelușului, cu prima, a doua naștere și mai sus, experiența primelor nașteri, și la fiecare femeie se va aplica un plan obstetrical individualizat doar vis-a-vis de ea, care nu s-o putem copia la o altă femeie. Exact, îmi dau seama. Mulțumesc. Uitați-vă că acum vreau să vă adresez o întrebare, bine, ca e un mit în societatea noastră, să zic că fetițele se nasc mai devreme ca băieții, este așa ceva? N-am prea observat. N-ați avem observat. La 42 și fetițe și băieții născuți. Unii culcari, deja nu știu dacă să-l mai numim mit sau nu, iată în perioada asta de SARS-CoV, stai, avem grăsunei bunișori toți. Sunt mai mici care mai hipodinamice, mai pe acasă, asta am n-au beneficiat și de, eu de activitate fizică și iată așa de 3800, 4200, 4400, sunt mulți șori. Buni, așa să zicem, bine crescuți. Crescut de bine, dar îți descurc că mămicile cunoaște fiziologice frumoase. Mulțumim! Mult stimate doctore, fiindcă uitați-vă, noi mergem la doctor ca la niște îngeri și cu ajutorul vostru aducem și pe lume multe lucruri frumoase. Acum noi ne adresăm la naștere și la copiii care noi așteptăm cu
nu știu, cu mult drag îi așteptăm și ne bucurăm de aceste clipe, așa că nu uitați și să uite durerea, dragi mei mici, cu siguranță, eu vă asigur, doamna doctor vă asigur, fiindcă sunt momente, da, apar niște frici, apar foarte multe, dar ele se uită, fiindcă în brațe aveți mult așteptat o bebe și asta este cel mai frumos ce poate să întâmple în viața noastră. Sunt foarte multe întrebări care mămicile au intervenit, să zic eu așa, în discursul nostru, dar ne presează un pic și timpul și noi am să dăm răspuns prin intermediul medicului în chat mămicilor noastre. Dar vouă, acelor care ați stat în spatele camerelor, vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi. Vă îndemn în continuare să vă înscriți pe canalul nostru de YouTube și să puteți reasculta tema dată, răspunsul la întrebările care au parvenit astăzi și lecția de sănătate care ați primit-o astăzi de la invitata mea, Natalia Sclipus, medic ginecolog obstetrician. Vă mulțumesc mult și eu, vă doresc multă sănătate și vă zic la revedere pe curând. Mulțumim, la revedere!